Окей. Questo è un po' falso, eh? Eu zic că arată destul de bine, mai puțin chestia asta aici, nu știu ce ar fi. Asta. Ups, sapă. Arată. N-arată chiar atât de rău să fie spreși. Iar am dat zoom de iurea. User perspective, trebuie să avem din nou grijă la clasicul, la clasica perspectivă. Hai să o scalăm pe ce? Hai să o scalăm pe o Y. Frumos, și acum sau o scalăm așa și acum o scalăm pe sens. Bun. Și acum ne jucăm din nou puțin cu ea, cu o piatră nu gândesc la prostii. Bun, bine. Și va trebui să o mutăm puțin. Bun, o ridică bine. Aici totuși nu-mi place cum se vede. Așa. Deși aici nu-mi place cum se vede chestia asta, că are un unghi ăla un pic de ascuțit. Cam așa zic eu, dacă nu se e perfect. Numpad 3. Și hai să mai luăm din pietrele astea de pe aici. Dacă ați observat, am ceva cu piatra asta, mereu am luat pe cea și piatra. S-a de aici. Because, why not? Ce să mi-e aducă la mama naibii. Rotită întâi, apoi mutată, apoi redimensionată pe ce? Exact pe axa Z, ar fi o idee bună să o redimensionăm înainte. O rotim din nou. Și este foarte bine. Redimensionăm. Ok, redimensionăm din nou. De fapt, aici cred că ar fi mers foarte frumos să facem chestia asta.
Apoi, nu. Redimensionat în afară de axa X, ceea ce înseamnă Shift X. Shift plus X și se redimensionează foarte frumos. Bun. Așa. Ceva de genul acesta. Poate. Așa. Poate ceva în genul acesta, dată o să ne opun și de acestea, aducem mai aproape. Ok, să le mutăm. Rochită puțin. Asta poate sta aici. Foarte bine. Asta să vedem aici. Rochită. Și se poate observa o diferență, o diferență, o asemănare aici. Drept urmare, o modificăm pe aceasta puțin. Și când am zis puțin, nu mă referam la un singur vertex. Ok. Seamănă cu os sau ceva ciudat. Bun, hai să mai luăm niște pietre. Ok, le aducem aici. Zic eu că ar trebui asta să acopere tot ceea ce mai este de făcut în această zonă. Ok, mai modificăm puțin aici. Ok. Să mai modificăm lucrurile astea pentru că nu pot citi asta, pentru că nu-mi place deloc cum se văd. Ideea mai bine, dar nu sunt și eu. Să ne scutăm puțin, ce puțin de... Ce... Beh, altă treabă. Ok, să modificăm și asta. Bin. La fel din right orbit, trebuie să ținem, să avem în vedere acest aspect. Ups.
calăm 1 afară de x. Ok. Scalăm pe y. Care dimensiune? Z. Să o redimensionăm așa frumos. Bun. Foarte bine. Totul este ok. Să ne jucăm puțin și cu aceste limite. Ce să vorbesc cu limite. M-a rămas cu sechele de la examenul de analiză. Pentru că astăzi mă înregistrez acest examen, această lecție. Vin după un examen la analiză matematică și nu sunt foarte încântat. Nu sunt foarte fericit și nici foarte odihnit de asemenea. Interesat pe acest aspect, dar ziceam da. Hai să luăm și titlul ăsta aici. Să ne ducem acolo. Să umplem aceste spații goale cu el. Aici. Aici. Așa frumos. Asta aici. Și ar mai trebui o piatră, cum ar fi asta și asta. Mai o piatră, am la două, pe de ce nu? Să am. Mai bine să am și să-mi rămână, e să-mi ajungă. Bun, și am terminat o latură. Ca să nu stăm să facem toată chestia asta, toată munca asta de ore în șir, să vedem de ore și jumătate, mai exact. Ok, facem felul următor. Mergem să selectăm fiecare piatră în parte. Le selectăm pe fiecare. Cred că asta este cea mai dificilă parte din toată, de fapt ceea ce am făcut până acum. A fost cea mai dificilă parte din tot procesul de modelare 3D. Bun, după ce am selectat, adică din tot proiectul ăsta, mă rog. După ce am selectat toate pietrele, apăsăm numpad 7 și apoi tasta Z. Întâi să apăsăm tasta 1, să ne asigurăm că toate sunt poziționate cum trebuie și sunt. Și apoi le duplicăm Shift plus D și apăsăm tasta X pentru a le muta doar pe